Ne sigur că și Fulguța. Bun venit la festival, le spunem și ansamblului La Izvoare din satul Mărâncău. La Soroca s-a desfășurat festivalul concurs raional cu tradiții și obiceiuri de iarnă Vam Ura, Vam Totura. Festivalul a început cu tradiționala parada a măștilor, în fruntea căreia s-a aflat ceata lui Ștefan cel Mare. Instituțiile de învățământ din oraș și colectivele artistice din raion s-au întrecut pe bune la prezentarea măștilor, mai ales că în cadrul concursului în acest an s-a pus accent pe măștele zoomorfe. Participanții la festival spun că au venit cu cele mai frumoase obiceiuri din localitate, pe care le-au cules de la străbuni și își doresc ca acestea să fie cunoscute de toată lumea. Vin din satul Cosăuț, joc rolul de mistreț, simbolul anului și participăm în fiecare an. Noi suntem de la Colegiul Mihai Eminescu și vom prezenta un dans moșnegesc. În acest an vom evolua cu dansul folcloric Căluții, care sperăm să luăm locul întâi aici la festivalul din orașul Soroca. Cules din sat, colindzele, dacă ziceam că anul trecut urături, snoave. Ce venim cu urături, cu colinde frumoasă, cu capra, cu ursul. Și urări de sănătate la toată lumea, la mulți ani și numai bine. În calitate de oaspeți la sărbătoare a fost Malanca din satul Cotova, raionul Drochia. Membrii colectivului spun că țin mult la acest obicei care se transmite din generație în generație. La Cotova, sărbătorile de iarnă nu pot fi percepute fără Malanca. Obicei din moș strămoș, vrem să o demonstrăm. În sat este zi specială când ieșim, da. Pe 30 ianuarie. Festivalul concurs al obiceiurilor și tradițiilor de iarnă de la Soroca a inclus și un iarmăroc de Crăciun, diferite concursuri, o expoziție a meșterilor și bucatelor tradiționale. Nelipsit a fost și izvarul. Putem spune gutuie sau măr sau niște bucățele așa din coacăză, de ceva și el are alt aromat. Și amuia la vremea asta, cum e frigușor, el merge, întrebat. Acest costum prezintă un ofițer din anii care au fost. Pe lângă colinde, tot ce este pe aici, mai gătim măliga frumoasă, friptura bună, ne încălzim cum putem, știți cum. Cu un pahar de izvar foarte bun. Suntem din satul Volovița. Pentru această sărbătoare am pregătit de toate, fiecare care ce a dovedit, și învârtită, și în primul rând colacul. În al doilea rând, sarmalele, care nu lipsesc niciodată de pe masă. Crăciunii avem numai decât și pește și de toate gospodinile s-au gătit cât mai frumos. Șeful secției cultură, Grigore Bucătaru, susține că prin organizarea unor astfel de activități se dorește de a scoate în evidență datele sărbătorilor de iarnă și ca acestea să fie preluate și de tânăra generație. În fiecare an credem să ne apropiem cât mai mult de aceste obiceiuri și tradiții, pentru că trebuie să recunoaștem că se necesită acest lucru, că nu ne-am deprins încă că în această perioadă totuși să scoatem în evidență toate obiceiurile și datele de iarnă. Ele sunt foarte multe, este o comoară și zestre neamului nostru și noi trebuie să o promovăm. Festivalul concurs raional cu tradiții și obiceiuri de iarnă, Vam Ura, Vam Totura, a ajuns în acest an la cea de-a noua ediție. Acesta a fost organizat de secția Cultura Raionului Soroca, susținută de Consiliul Raional și în colaborare cu Primăria Municipiului Soroca.